Bună ziua la toți cei care sunt în sală și cei care sunt online. Noi deja de mulți ani cu toții trăim într-o lume hibridă în care totul ce se întâmplă este cineva este online, cineva este fizic. Noi astăzi vă zicem bună ziua la IC Orange ICT Day. Este o zi specială în care noi ne strângem toți împreună să vorbim despre viitor, tehnologii, despre transformări și despre ceea ce o să ne facă ca viața să fie mai interesantă. Astăzi, cum am zis, avem în sală partenerii noștri, care sunt de obicei cu noi și în fiecare zi. Avem și clienții noștri, care sunt cei mai plăcuți oameni cu care noi avem idei comune și le implementăm. Avem în sală și la fel și prietenii noștri care sunt invitați. Și avem colegii de pe online. La fel vreau să fac cunoștință că astăzi vom avea pe Elisabeta Moraru. Și toată lumea m-a întrebat, ea va fi online? Și a zis, nu, ea e cu noi. Și pe Florin Popa, care este la fel cu noi aici. Elisabeta Moraru, care este Country Director Google, România, Serbia, Moldova. Da. La fel. Dar până atunci, până începe discuția care vreau să facem, vreau să spun că Orange Moldova tradițional este operatorul care se ocupă de telefonie mobilă. Însă noi avem și servicii fixe, dar ce facem pentru clienții business, mergem și cu soluția ICT. Probabil multă lume se întreabă de ce oare, deoarece noi ne place să ne transformăm și noi vrem ca să fim un partener digital pentru toți clienții noștri. Ca tot ce se numește telefon, servere, computere, cloud, să fie făcută împreună cu Orange. De aceea, ca un cuvânt de introducere și de deschidere, și de fapt unul cel mai mare promotor la ICT-ul în Republica Moldova, vreau să o invit pe Olga Sorogiu, CEO Orange Moldova. Mulțumesc mult, Andrei. Am plăcerea să vă salut pe toți. Vă mulțumesc pentru că astăzi sunteți împreună cu noi. Le mulțumesc partenerilor pentru că au acceptat invitația și sper că v-au impresionat cu soluțiile lor. Și bineînțeles, sunt extrem de fericită că îi avem alături de noi pe prietenii noștri. Florin Popa este B2B Director Orange România și un mare prieten al echipei din Moldova de mulți ani deja. Ne bucurăm să te revedem aici la Chișinău. Și cum a zis și Andrei, frumusețea acestor evenimente este că îi avem pe prietenii noștri cu prezență fizică, pentru că uneori ne-am cam săturat de online, așa, să mă ierte publicul din online, dar data viitoare vă invităm să veniți cu noi în sală ca să simțiți vibrația acestui eveniment și bineînțeles că este o plăcere pentru mine să o am astăzi alături pe Elisabeta Moraru. După cum a zis și Andrei, Elisabeta a preluat și portofoliu ei și Republica Moldova recent și este prima vizită, dar mai mult decât atât, ceea ce ne unește cu Elisabeta a fost pasiunea noastră pentru educație, pe care am descoperit-o astăzi, vorbind despre toate proiectele frumoase pe care Google le va face în Moldova. Probabil că știți deja, va fi și un ajutor în domeniul educației de $1 million și deja sunt și alte proiecte pe rol pe care le vor anunța în lunile ce urmează. Eu aș vrea să vă spun că noi credem cu pasiune în digitalizare, pentru că asta înseamnă viitorul. De ce Orange Moldova este partenerul potrivit pentru a vă digitaliza afacerea? Pentru că Orange Moldova deține și o companie IT, nu știu câți dintre voi o cunosc, dar este vorba despre compania Orange Systems, care este al doilea cel mai mare angajator IT din Moldova. Deci avem deja de mai bine de 14 ani competențe digitale pe care până în momentul de față le foloseam pentru piețe din vest, pentru piețele europene. Ei, recent am zis că este important să oferim și pieței din Moldova din ceea ce știm.
Și de aceea aveți și pe colegii mei în spate acolo, care vă pot da mai multe detalii despre soluțiile pe care le vindem, proprii Orange, pe care le vindem aici în Moldova. Dar mai mult decât atât, sper că acest eveniment să vă ofere oportunitatea să descoperiți avantajele unor soluții digitale, ce puteți să faceți ca să vă transformați afacerea astfel încât ea să fie mai eficientă, cu grijă pentru mediu, pentru că noi nu vorbim atât de mult pe cât ar trebui despre faptul că avantajele digitalizării înseamnă și grija pentru mediul nostru. Și de ce nu, care să fie pentru voi o cost saving sau optimizare de costuri și să aducă și mai mulți clienți pentru afacerile dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă doresc să fiți cu toții inspirați astăzi. Mulțumesc foarte mult! Dar noi mai avem în toamna asta, sunt două evenimente foarte mari care se întâmplă. Primul eveniment este cea că în luna septembrie, în 98, doi băieți de la universitate au decis să facă un business în domeniul căutării. Deci cum se caută informația? Și în 98, un grup francez a decis tot toamna să vină Republica Moldova și să aducă telefonie mobilă. Deci în septembrie 98 a fost creată compania Google și în octombrie 98 a fost creată compania Voxtel, care a venit în Moldova, practic aceeași perioadă. Acum împreună împlinim 25 de ani. Și la fel, calea pe care a fost parcursă s-a început de la ceea că era un motor de căutare și era un telefon, deci era un serviciu telefonie mobilă. La ziua de astăzi, niciunul fără altul nu mai poate. Google nu poate fără telefonie mobilă, faptul că noi și noi nu putem fără Google. Și la ziua de astăzi, ceea ce înseamnă Google este, el știe totul. Am citit o carte noi de mult și am zis că noi oamenii, toți nu prea suntem sinceri unii cu alții, încercăm să fim mai buni. Cei mai sinceri și cea mai adevăr care noi îl căutăm este pe Google. Google știe totul. De aceea, eu vreau foarte mult să invit în scenă pe Elisaveta Moraru, omul care știe totul. Bună ziua și bine ai venit în Republica Moldova. Știu că ești de prima dată. Da, și vă mulțumesc teribil de mult că m-ați primit. Mi-am dorit foarte mult să vin și cum a venit invitația asta, am zis, wow, e de mine. Mulțumesc frumos. Bine ai venit. Tu ai avut o carieră foarte interesantă. Când, dacă dai ceva în căutare în Google, o să găsești că ai fost o studentă care a făcut și cafea, ai fost o studentă care a învățat la jurnalism și profesia ta nici de cum nu e legată de IT, este jurnalism. Ai fost o persoană care a trecut 8 sau 9 interviuri. Ai lucrat în două companii, Xerox și Microsoft, și până la urmă ai ajuns la Google. Dacă poți să ne povestești un pic despre tine. Să știi că pregătindu-ne pentru intervenția de astăzi, am căutat și eu ce se caută despre mine pe Google ca să descoper despre ce caută oamenii. Am înțeles că lumea vrea să știe și ce vârstă am și ce face soțul meu. Putem să detaliem, dar cel mai mult puteți să găsiți informații despre proiectele de educație. Și menționez asta pentru că eu vin dintr-o familie modestă și pentru mine șansa cea mai mare a fost educația. Mie mi-a plăcut să învăț și bucuria de a studia a fost completată de faptul că trebuia să plătim și facturile, nu? Și atunci te apuci și de lucru și este unul dintre momentele în care am învățat ceva important și anume că niciun CV nu este un CV gol, nu este o pagină goală. De obicei copiii stau în acest
cerc care este vicios. Nu ai experiență, nu poți să te angajezi. Nu te angajezi, cum să faci experiență? E aproape un paradox. Eu am considerat că asta înseamnă ceva ce pot să sparg și să-l transform într-un cerc virtuos pentru mine și am început să lucrez. Și ai menționat și tu, am fost voluntar la universitate și am învățat să fac și fotocopii, că menționai. Nu m-a deranjat asta, din contră, am învățat foarte multe lucruri și așa încet, încet am descoperit că în afară de studiile pe care le făceam pe zonă, dacă vrei, de vocație, pentru că îmi plăcea să studiez comunicarea, am început să lucrez. Și așa am ajuns să lucrez și în companii din zona de IT&C. Ba chiar îmi amintesc că la un interviu pentru una dintre companiile pentru care am lucrat, am spus că ce am cel mai mult în comun cu zona de IT este soțul viitor, că eu era programator și asta m-a apropiat cel mai mult de industrie. Dar între timp am folosit un atu. Am vrut să învăț. Și asta a însemnat că am învățat și ce înseamnă platformă de e-learning, am învățat și ce înseamnă un part number de tăviță de imprimantă și orice era nevoie, astfel încât să știu care este valoarea mea adăugată în tot acest ecosistem. Știu că Google, noi toți când vorbim despre Google, probabil ne imaginăm birourile din Silicon Valley, tot ce este foarte colorat, multicolor, foarte transformațional, tot ce înseamnă neobișnuit. Știu că Google s-a transformat foarte mult în ultimii decenii. Deci de la o companie mică a transformat într-o companie mare, cu anumită cultură, cu anumit spirit, cu anumite tradiții. Dacă poți să spui un pic ce înseamnă Google ca business și cum el s-a transformat, care sunt valorile Google? Da, e un subiect care îmi place foarte mult pentru că n-aș fi crezut niciodată că o să lucrez într-o companie atât de mult. Mai am puțin și aniversez 12 ani de când lucrez acolo. În biroul din România eu am fost numărul 7 și acum suntem peste 350 de oameni și am crescut împreună cu compania. Sunt câteva principii de la care nu s-a abdicat niciodată de-a lungul timpului, motiv pentru care și îmi place să lucrez acolo. Vorbim de trei tipuri de respect. Respect utilizatorul, respect oportunitatea și să ne respectăm unul pe celălalt. Și aici sunt foarte multe lucruri care pot fi spuse, nu o să mă opresc pe fiecare, dar la ultimul, să ne respectăm unul pe celălalt, începe de la ideea de cum angajăm. În procesul de angajare nu este implicat zona de resurse umane, ci viitorii colegi din echipele care vor lucra cu persoana respectivă și unul dintre interviuri este despre ceea ce noi numim googliness. Și cum definești googliness-ul ăsta, că nu e în dicționar, e vorba despre valorile și principiile pe care persoana respectivă le aduce în echipă, pentru că lucrăm împreună și dacă suntem aliniați și putem avea o zonă de încredere, o numim noi siguranță psihologică, de acolo poți să construiești și din momentul acela poți să faci ce poți mai bine. Cu ocazia asta și prototipăm ideea că este în regulă să greșești atât timp cât înveți din asta. Că aș vrea să adaug și asta, că altfel pare așa foarte fluffy așa și pierdut undeva într-un norișor totul. Există și zona aceasta de ce înveți? Ce înveți? Dar zi-te rog, că tot timpul e interesant. Noi lucrăm în afacere care este lume diferite generații. Sunt de generațiile vârstă noastră, sunt cei tineri, milenarii. Cum e să lucrezi cu milenarii? Cum e să lucrezi cu cei tineri care acum... Minunat. Sunt în profund respect pentru generația aceasta. Pentru că învățăm în primul rând, chiar vorbeam mai devreme cu colegii, companiile, startup-urile înființate de mileniali sunt companii cu scop. Au nevoie de un motiv pentru care să fie implicați în proiectele respective. Doresc un echilibru între viața personală și viața profesională. Scopul acela e minunat și mi se pare extraordinar. Am o rugăminte la sală. Noi nu doar să avem un dialog între noi doi, dar sunt și întrebările care putem să le primim din sală. Puteți să scanați pe stânga și pe dreapta, sunt două QR coduri în care pot fi scanate, la fel și colegii de online. Și puteți să le puneți întrebări la direct pe care să fie răspuns. Deoarece aici se zice că întrebările sunt pregătite, dar fi bine să avem și Q&A sessions în care lumea să pună întrebările care într-adevăr a vrea să le afle.
Bine, o întrebare pe care e probabil cel mai des. Noi aici în sală, dacă să te uiți pe spate, avem soluții hardware, avem soluții de stocare pe partea fizică. Și cea mai mare dilemă pe care tare des apare acum în lumea modernă este cloud sau classical storage. Ce zice Google? Ce e mai bine? Asta e o întrebare grea, pentru că e vorba de fapt de cu ce ne-am învățat. De cele mai multe ori avem confirmarea că ce e acolo lângă noi există, e acolo, e în controlul nostru și e sigur. Recunosc că sunt, v-am spus, aproape 12 ani de când am uitat ce înseamnă să salvez un document. Și imaginați-vă, dacă ați închide acum ochii și ați tasta un document și v-ați spune, nu trebuie să-l salvez, că e deja salvat, că e acolo undeva. Pentru mine asta e normalitate și înseamnă că nu cheltuiesc bani suplimentari pentru server, pentru container, pentru răcirea serverului, pentru spațiu, pentru o grămadă de resurse care alminte pot fi alocate în alte direcții. Și pentru mine asta înseamnă diferența între cele două și știu că discuția despre securitate este foarte serioasă și importantă și n-aș vrea să o eliminăm pentru că e acolo, e un element foarte real și trebuie să avem grijă de asta. Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să-l menționez este că, în primul și în primul rând că tot ceea ce înseamnă Google există în cloud. Este prima dovadă de încredere pe care compania o are ce înseamnă cloud. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l vi-l aduc în atenție, dacă aveți timp, vă rog foarte mult să căutați clipurile pe care noi le-am creat în ideea de Google Hacking. Este o serie de filme pe care noi le-am gândit într-o campanie despre siguranță online, despre cum lucrează Google pentru a preveni orice fel de atac cibernetic. Aș mai adăuga și faptul că de curând în grupul Alphabet a fost integrat și Mandiant, care este un furnizor de servicii de securitate și a dus totul la alt nivel. Și există un întreg protocol tehnici, proceduri pe care Google le are în toleranță zero pe ideea de actori incorecți, hai să zicem așa ca să sune bine. Da, pentru mine cloud-ul e normalitatea. Da, probabil noi toți pe telefoane avem poze, avem fișiere. Ce face Google? Zice, păstrați-le în cloud sau propune tot să le păstrezi? Ce faci tu? Unde îți păstrezi pozele? Eu folosesc, unul dintre produsele pe care le iubesc cel mai mult la Google, de altfel este Google Photos și tot ceea ce înseamnă partea de stocare și toate produsele adiacente pe care Google Photos le are, de la, nu știu, Magic Eraser sau partea de lens, care este, din nou, totul are în spate puterea AI-ului și îmi permite să fac căutare de tip multi-search, poză și text. Deci, da, eu sunt subiectivă și trebuie să fiu foarte atentă că poate nu toată lumea are aceeași percepție. Cred că cel mai important lucru este să spunem că este bine să testăm, să verificăm, să vedem dacă soluțiile despre care alții vorbesc cu atâta aviditate sunt chiar la maniera la care sunt promovate, că pare că am așa un discurs de promovare. Atunci ai atins subiectul de artificial intelligence și aici cred că e un subiect care se discută în ultimul an foarte, foarte mult. Istorie cu ChatGPT, artificial intelligence, asta e foarte bine sau foarte rău. Și acum nu de mult, deci Google vine cu soluția BART. Dacă poți să-mi povestești mai mult, ce înseamnă artificial intelligence? Care e strategie și care sunt viitorul? Care e etica de utilizare și care sunt riscurile de utilizare, deoarece e ceva nou. E ceva nou care ne-a schimbat viața noastră zi de zi. Da. Cum spuneam, eu nu sunt o persoană tehnică, deci vă voi povesti perspectiva mea a unui utilizator care mai nou, dacă are un text pe care vrea să-l creeze, după ce face ideile principale, îl roagă pe Bard
să-i spună cum să-l formuleze mai bine pentru a-l trimite în zona de corporate sau în zona de prieteni. Cred că momentul apariției AI-ului în utilizare efectivă este unul de inflexiune majoră. Înainte vorbeam de apariția internetului, apoi de apariția zonei de mobile, acum vorbim de zona de AI și cred că încă nu măsurăm cu adevărat potențialul impact pe care îl are. Cred că este unul complet de schimbare. Din punctul meu de vedere, suntem la început, dar putem vorbi de un impact societal, economic, major. Și vreau să vă dau câteva exemple. Am avut șansa să-l cunosc pe colegul care lucrează în echipa care a creat unul dintre produsele pe bază de AI, care ajută economiile și guvernele să lupte împotriva schimbării climatice. Se numește Flood Hub și este un portal unde cu ajutorul inteligenței artificiale putem să vedem predicții pentru zona de inundații în zone din întreaga lume cu o predicție cu 7 zile înainte de potențiala inundație. Asta este extraordinar pentru că anterior agențiile de meteorologie puteau să anunțe cu 24 de ore înainte. Și e evident că este critic să știm din timp ce se întâmplă astfel încât să putem să intervenim. Pentru mine AI nu este doar zona de conversational. Deci nu e doar bar sau chat, nu. Nu e vorba despre asta. Pentru mine AI este zona de Alpha Fold. Un alt proiect pe care colegii noștri l-au desfășurat, astfel încât să putem să luptăm în a preveni cancerul. Pentru că, probabil că ați urmărit, au fost o serie de inovații care au fost obținute pe baza acestei puteri computaționale pe care o avem acum la dispoziție și care, de altfel, am făcut un pic de cercetare, vorbim de o lege a lui Moore, apropo de zona aceasta de dezvoltare tehnologică, care este obsolet, e învechită, pentru că vedem că puterea computațională se dublează la fiecare 6 luni. Deci capacitatea de a putea folosi modele conversaționale și astfel de instrumente pe care apoi să le ducem în zona de business este extraordinară. Vorbeam cu colegul meu despre ce înseamnă soluții de tip BigQuery sau Vertex AI sau Locker. De curând a fost o conferință a colegilor noștri din Google Cloud la nivel global care au anunțat nu mai mult, nici mai puțin, de 161 de proiecte noi care sunt împuternicite de AI, care sunt toate în zona de cloud, da? Duet AI. Sunt atât de multe că am zis, nici n-are sens să vă spun iată-le pe acestea, ci mai degrabă să vă rog, dacă vi se pare interesant subiectul, chiar asta să căutați, cele 161 de noutăți care au venit pe zona de Google Cloud. Sunt inovații foarte multe și da, mi-e greu să spun că pentru imediata viziune vorbim de conversație. E mult prea mic subiectul. Vorbim de mult mai mult decât atât în impactul real pe care probabil că AI-ul va avea. Wow. Nu știu câtă lume. Deci chiar ar fi interesant. Câtă lume folosește zilnic ChatGPT-ul sau Bard-ul? Eu pot să zic că... Ai fost finuț. Da, eu cred că și mai mult ar fi, dar sunt onești. Eu zilnic folosesc. Deci pentru mine Bard-ul a devenit o aplicație de bază în care dacă înainte întrebam Google, acum întreb Bard-ul, înțelegând că în spate oricum e Google. Și aici vine partea aceea care ține de partea educațională. Noi suntem astăzi aici în Orange Digital Center, un centru în clasa viitorului. Și nu zadar este făcut aici, deoarece este Universitatea Creangă. Este universitatea în care pregătesc pedagogii și pregătesc oamenii care vor învăța copiii noștri cum să fie și cum să utilizeze tehnologiile, cum să trăiască în viitor. Eu aș vrea să vorbesc de un domeniu care știu că îți place foarte mult. E partea educațională, e despre copii, tehnologii, părinți și ce trebuie să facem noi, deoarece prima întrebare care ne avem cu toții ca părinții,
Se poate să-i dau telefonul și cu tableta copilului, cât de mult trebuie să-i dau, ce poate să facă el cu ea și care este riscul să nu devină dependent de tehnologii. Și dacă se poate să ne dai sfaturi, recomandări din viața ta personală și din recomandările Google-ului. În primul rând, nu îndrăznesc să dau sfaturi, căci e o decizie personală și e un proces pe care fiecare dintre noi trebuie să-l decidă în ce direcție îl duce. Eu sunt părinte și am decis, împreună cu soțul, cel căutat pe internet, cum credem noi că e cel mai bine să ghidăm utilizarea tehnologiei de către cei mici din familia noastră. Și cred că aici e cuvântul cheie, vorbim de ghidarea utilizării. Cred că, și asta am spus-o în contextul în care vorbeam despre telefon și am fost întrebată acum mulți ani cât de nociv este telefonul în viața noastră. Cred că răspunsul este tot o întrebare, cât îl decide, cât decideți, cât îl lăsați să fie. Statistica spune că sunt cel puțin 150 de ori în care ne uităm la telefon pe zi. Nu știu dacă vă uitați la persoana iubită de 150 de ori pe zi, în zi. Nu? Și e o decizie, cu siguranță. În ceea ce privește parcursul utilizării tehnologiei de către copil, eu cred că este un instrument extraordinar de valoros, dar este un instrument, nu un obiectiv. Vă dau un exemplu concret. Institutul Cultural este un instrument gratuit pe care Google îl pune la dispoziție, care pe lângă faptul că permite vizitarea digitală, virtuală a zeci, sute de muzee din întreaga lume, pe care probabil că niciodată nu o să avem șansa să le vedem fizic, dar pe care în online putem să le vedem la nivel de megapixel. Chiar și crăpătura de pe fața Mona Lisei se vede, da? Și sunt și muzee din România care sunt disponibile. E o șansă să studiez altfel istorie, cultură, poate chiar și geografie, dacă fac o predare care să implice mai multe obiective de studiu. Mai mult decât atât, pe un astfel de resursă există peste 3.000, dacă nu mă înșel chiar 5.000, de resurse educaționale din zona științelor, laborator de chimie. Poate că n-am resurse fizice să fac. Ideal este să fiu în laborator și să văd ce înseamnă o reacție, nu știu, exodermă, din ce mai mi-aduc aminte de la chimie. Dar dacă n-am șansa asta, ce fac? Nu mai învăț deloc? Pandemia ne-a arătat că avem șansa să studiem online. Și faptul că există Google for Education și zona de Classroom, care este tradusă în limba română și poate fi folosită gratuit, a fost o șansă în perioada respectivă. YouTube poate să fie o resursă extraordinară. Sunt zeci de oameni, mii, milioane, miliarde care folosesc această resursă ca platformă educațională. Nu numai pentru zona de entertainment, nu numai pentru zona de muzică, ba din contră. Vedem în ultimii ani cât de mult a crescut zona de talk, de podcast, de educație. E extraordinar. Sunt foarte multe resurse și decidem ce facem. Mai zic, e adevărat, aș putea să vorbesc la nesfârșit despre subiectul acesta. Există și o resursă numită Family Link, care din nou este gratuită, este o aplicație care îți permite să gestionezi cât timp stă copilul, pe ce aplicații, pe ce device-uri. Sunt resurse care pot fi extraordinar de valoroase. Da? Pot să predau geografia altfel, folosind o resursă de tip aplicație GeoGuessr, dacă nu mă înșel, care folosind la bază Maps, trimite copilul undeva pe hartă, unde totul este blurat la nivel de inscripționare și îi spune, folosește-ți cogniția să descoperi unde ești. Și este pe model de joc, primește puncte copilul respectiv și învață, se gândește ce floră, ce faună, cum arată relieful, cum arată clădirile, mașinile și ghicește unde este. Și vezi, sunt foarte multe exemple despre ce înseamnă tehnologia, utilizarea tehnologiei, astfel încât viitorul copiilor noștri să fie unul extraordinar. Putem să ne ducem și în cealaltă extremă, cu siguranță, dar chiar și acolo cred că e vorba de educație necesară și există un program pe care noi l-am lansat, se numește Eroi Internetului,
care este pentru mediul preuniversitar, în care vorbim despre ce înseamnă siguranța online, verificăm sursele, nu ne dăm parolele, învățăm ce înseamnă phishing, învățăm ce înseamnă amabilitatea online și ce înseamnă să fii curajos să spui nu în online. De fapt, cred că trebuie să învățăm să spunem și în orice parte a vieții noastre, dar noi ne păstrăm competențele pe partea aceasta. Și asta ne dă șansa și să mergem în școli și să descoperim copiii vor să învețe și vor să li se dea oportunități, altfel încât să învețe diferit față de cum învățam noi. Dar asta nu înseamnă că obiectivul lor nu poate fi același. Așa, și viteza învățării alta. Acum copiii, având acces la tehnologie, pot să învețe și mai repede, aflând informația pe noi când mergeam la bibliotecă, ca să afle un pic de informație. Acum această informație se află, cred că, în câteva clicuri. Dar e și securitatea cibernetică. Vorbeai despre ce că în România sunt programe prin care voi faceți educație pentru copii. Dar să ne întoarcem la business, deoarece lumea asta în sală e din business. Ce face, ce programe sunt în România și ce programe ar fi în Moldova ca să ajutăm business-ul să fie mai bun? Și cum ar putea Google să ajute business să-și dezvolte afacerea sa mai bine? Acum, asta a fost probabil una dintre cele mai grele întrebări din pregătire, pentru că sunt foarte multe lucruri la care lucrăm în momentul acesta, astfel încât să putem să ajutăm mai mult și companiile din Republica Moldova. Ce pot să vă spun cu siguranță este că suntem în discuții cu, iată, un partener foarte important și anume Orange, pentru că vrem să vedem cum, de exemplu, partea de credite pentru cloud din zona noastră de platformă să fie oferită și către startup-urile din Republica Moldova. Vorbim de la $2,000 până la $200,000. Și asta este ceva ce cred că poate fi foarte important, pentru că este punctul de pornire pentru a vedea platforma și pentru a vedea cum te poate ajuta ea. La fel cum toată zona de certificare, de traininguri pe partea de AI, pe care o punem la dispoziție sau ce vrem să punem suplimentar la dispoziție, astfel încât să fim cât mai pregătiți pentru ceea ce urmează și ceea ce contează, ceea ce face diferența. Cred că esența este să vedem cum putem fi împreună de ajutor, astfel încât companiile să fie în primul rând profitabile și în al doilea rând, din punctul meu de vedere, un element extrem de important, să fie globale. Sau să-și propună, să aibă confortul că au instrumentele necesare să fie companii globale. Pentru că în felul acesta capitalizează mult mai mult din audiența pe care ar putea să o aibă la dispoziție. E și foarte interesant, doar că Moldova e o țară mică, dar are o piață mare și atunci când folosim instrumentele de căutare sau folosim același YouTube pentru a să ne promovăm afacerea și ideile noastre, noi imediat putem să devenim foarte populari în afară. Știu un serviciu foarte interesant care îl folosește Google, se numește Google Trends. Google Trends despre cei care sunt trendurile care putem să vedem și lucrurile care sunt în viitor. Activând în domeniul în România, la fel, care sunt trendurile care se întâmplă în domeniul afacerilor? Care este viziunea Google? Ce o să fie în viitor? Cum vede Google viitorul? Dacă putea să-mi povestești nouă ca să fim mai bine pregătiți și să știm unde este o expresie care zice, dacă știu unde cad, să pun pierna. Asta ce și expresie avem acum, dacă să știm unde trebuie să investim banii în dezvoltarea tehnologică pe viitor. Ce e frumos în întrebarea aceasta este că oricine dintre cei care sunt aici în sală poate să vadă viitorul acesta dacă vrea să se joace cu acest instrument. Google Trends este un instrument gratuit și vă permite să vedeți ce caută audiența potențială pe care o aveți, oriunde în lume de altfel, da? Și mai mult decât atât, ce căuta acum 4 ani, ce căuta acum, da? Deci ne întoarcem în trecut și vedem tendințe și putem să ne uităm să vedem mai departe ce există. Pandemia a fost un declanșator extraordinar pentru ceea ce înseamnă utilizarea internetului digitalului pentru companii și am văzut că obiceiurile câștigate acolo au rămas în mare parte. Deci dacă vorbim, de exemplu, de retail, foarte mulți dintre cei care au achiziționat online pentru că erau forțați în perioada pandemiei au rămas
fideli acestei noi metode de achiziție sau dacă nu, a rămas acest obicei de a face cercetare, de a căuta produsele, de a verifica ce au spus ceilalți, de a vedea poate un video cu produsul respectiv și apoi să se ducă în magazin să cumpere. Deci ideea aceasta de omnichannel și de călătorie care are mai mult decât momentul zero al adevărului când mă duc la vitrină, văd produsul și vreau să-l iau, este cu totul alta și toate instrumentele care în spate de altfel au inteligența artificială te ajută să te pregătești să te duci acolo. Ca să mă întorc totuși la Google Trends, v-aș mai propune, dacă aveți timpul necesar, să urmăriți și platforma Think with Google, pentru că acolo sunt împreună toate resursele pe care le punem la dispoziție, de la studii de caz, dar și alte instrumente pe care le punem la dispoziție pentru a înțelege audiența noastră, multe dintre ele sunt gratuite, și există, de exemplu, Market Finder, o resursă foarte interesantă, pentru că, apropo de un jucător global, o companie care vrea să vândă, poate, nu știu, să ne jucăm în Suedia, poate să folosească acest instrument, din nou gratuit, ca să vadă în Suedia ce competență are, ce concurență are, ce fel de interes există, ce căutări există pentru domeniul său de activitate și cum ar putea să activeze acolo. Deci sunt foarte, foarte multe, de asta nici nu vreau să dau un singur exemplu, pentru că sunt atât de multe lucruri care pot fi descoperite și cred că perspectiva fiecăruia generează realitatea fiecăruia și dacă eu v-aș spune acum că, nu știu, zona de turism sau ce spuneam mai devreme, partea de retail a crescut extraordinar de mult, nici nu mai are atât de mare relevanță per se, pentru că și dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine că e clar că digitalul și online-ul fac parte din viața noastră. Uitați-vă astăzi de câte ori ați, nu știu, ați folosit o aplicație sau un instrument, nu zic un motor de căutare, o resursă digitală. Și atunci așa putem să folosim astfel de resurse și pentru a ne descoperi audiența. Așa e. Eu, acum câțiva ani în urmă, fiind trăind în Chișinău, cei care trăiesc în Chișinău, nu e problemă să cunoști unde cum să ajungi într-un cartier înalt, practic străzile sunt cunoscute. Dar acum, dacă se observi în mașini, cineva, toată lumea au sistem navigație. Și nu pentru aceea ca să știi cum să ajungi, dar pentru aceea ca să înțelegi cât de repede și unde sunt ambuteajele, deoarece ambuteajul este primul factor care te face să folosești hărțele. Și acum vorbim de Google Map, probabil asta e cea mai populară hartă care învață copiii și geografia și noi știm cum să ajungem acasă sau la lucru. Zi-mi, te rog, care sunt produsele care sunt în așteptare de la Google? Ce o să mai apară în curând care o să ne impresioneze? Închideți ușile și haideți să vă spun totul. N-am toate informațiile necesare pentru a răspunde întru totul la întrebare, dar prezumția mea este că vorbim de o utilizare și mai amplă a zonei de inteligență artificială și mai mult decât atât de dezvoltare de produse care să vină în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor, poate chiar cu un focus și mai mare pe ideea aceasta de conversație, pentru că tot vorbeam mai devreme de Bard. Vreau să mă uitam la colegile mele. Noi aveam întrebări din sală? Sunt. Da. Încurajez lumea să pună întrebări. Fie fizice sau, deci dacă doriți, sau prin QR code-uri, oricum m-a fi bucuros. Așteptăm o clip, colegile să aducă întrebările. Dar poate cineva are întrebarea, vrea să pună întrebarea așa, fără QR code. Sunt. Prima întrebare, când se planifică să vină reprezentanța oficială Google Pixel în Moldova? Nu știu. Nu toate serviciile Google sunt disponibile în Moldova. Family Link, exemplu parțial, este disponibil. Se planifică extinderea și în Moldova? Probabil da. Mi-aș dori foarte mult să răspund la toate întrebările pe care le-am și anticipat de altfel despre ce lansați, când lansați, ce aveți de gând să faceți. Ce pot să vă spun în acest moment este că ne dorim foarte mult să ajutăm și să aducem produse disponibile cât mai multe în Republica Moldova. Și știu că nu este răspunsul pe care îl doriți, dar asta este tot ce pot să spun în acest moment.
Și nici nu vreau să generez așteptări false despre lucruri care sunt în lucru sau... Dar vă mulțumesc foarte mult că vă doriți aceste produse. Asta demonstrează că lumea vrea și mai mult. Mulțumesc foarte mult pentru asta. Cum va acționa psihologia oamenilor, utilizatorilor, privind utilizarea metavers? Adică când va fi unită viața reală cu cea virtuală a utilizatorilor? Bun, eu nu sunt un expert în metavers. Pot doar să vă spun că sunt o persoană care... nu există în zona socială, nu folosesc niciun fel de aplicație socială și nu sunt un exponent al utilizatorilor, nu pot fi luată ca eșantion, dar eu nici n-am de gând să folosesc, deci probabil că eu o să rămân ultimul bastion care nu se mută în deci sigur vor rămâne câțiva care nu vor trece în zona aceea. Asta e tot ce vreau să vă spun eu. Dar probabil noi deja cu toții suntem în metavers zilnic, da. Real, online, online, real. Deci deja suntem acolo. Și probabil când vom trece cu toții în partea online și metavers, nici nu vom realiza lucrurile să se va întâmpla. Care sunt cele mai eficiente strategii de tactici care recomandați pentru a crește vizibilitatea și randamentul unei campanii Google Ads? Răspunsul începe de la măsurare. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu audiența noastră și cum decidem care sunt obiectivele noastre de marketing sau de business și cum le măsurăm pe acelea prin traficul pe care îl aducem, de unde îl aducem, când îl aducem. Cel mai important lucru este să înțelegem ce vrem să obținem și de unde și cum. De acolo lucrurile se decantează destul de mult, iar produsele apoi pot servi acelor obiective, dar e foarte important să știm ce obiective avem. Cum vede Google Web 3? Am vorbit despre internet, mobile și AI. Probabil că vorbim foarte mult de ceea ce înseamnă AI pe viitor și despre cum va evolua puterea computațională. Probabil și următoarea întrebare, care sunt avantajele și dezavantajele utilizării inteligenței artificiale. Vorbeam mai devreme despre faptul că eu văd o creștere a modului în care folosim zona umană. Și e o controversă extraordinară în jurul acestui element. Există mai multe avantaje, există mai multe dezavantaje. În 2018, dacă nu mă înșel, Google a creat pentru prima oară principiile de utilizare AI pe care și le-a propus și pe care le urmează încă de atunci. Contează foarte mult, ca în orice alt context, ce facem cu acea tehnologie și încotro o ducem. În zona de creativitate, mie mi se pare că există un potențial extraordinar de a folosi zona de inteligență artificială tocmai pentru a mări potențialul creativității. Deci... O întrebare foarte practică. Ce produse Google folosiți? Păi, spuneam că îmi place foarte mult Photos. E extraordinar faptul că din când în când primesc amintiri din trecut, mai ales cu cei mici, este genial, îmi place foarte mult. Tot ceea ce înseamnă suita de colaborare Google, vă spuneam mai devreme că am uitat ce înseamnă să salvez un document, dar îmi amintesc foarte bine ce fain este sentimentul când lucrez în același timp cu o altă persoană în același document sau aceeași prezentare și ne vedem unii pe ceilalți și putem să colaborăm, deși eu sunt aici și cineva este, poate, nu știu, să zicem, la Varșovia. Ce alte produse? Google Maps, ai menționat, YouTube Kids. Sunt atât de multe, îmi plac foarte mult. Am o întrebare provocațională. Ce folosești mai des? Google Maps sau Waze? Eu, Google Maps. Okay. Bun, o întrebare. Cine va gestiona investiții în educație? Startup-urile în educație vor putea pleca la aceste investiții? Probabil că vorbim de anunțul făcut săptămâna trecută, probabil, care este o colaborare cu colegii de la USAID și cu dumnealor vom lucra pentru implementare. Probabil a fost întrebare de ce s-a decis închiderea Google Podcast? Google are acest principiu de a aduce produse noi pe care le lasă utilizatorilor să le folosească. Așa cum în trecut au fost și alte produse care au fost retrase,
beneficiile și ce am învățat cel mai valoros din produsul respectiv au fost apoi integrate în alte produse. De aceea eu zic că Google Podcast nu a fost închis, ci a fost absolvit către un alt produs mai bun. Au apărut și întrebări mai provocatoare, de ce a fost... Da, de ce Google Maps nu este disponibil pentru iOS în Moldova? Asta este o întrebare pe care am mai primit-o astăzi și pe care o să o studiem, să vedem despre ce e vorba mai exact. Ce bine că ai venit! Da. Avem timp suficient pentru familie? Aveți timp suficient pentru familie? Probabil o întrebare deja la personal și care ne frământă pe toți. Viața profesională și familie. Cum e la tine? Ai timp sau nu? E o întrebare foarte, foarte provocatoare, pentru că eu sunt o persoană care a încercat să nu se definească prin sunt mama cuiva, sunt soția cuiva, sunt profesionistul, ci sunt cumulul acestor lucruri care sau persoane care sunt importante în viața mea. Și am avut șansa acum ceva ani buni să merg la MBA și a venit în fața noastră să prezinte ca și speaker o doamnă care fusese CEO la The Burs, o companie extraordinar de importantă pe piața diamantelor, deține 30% din piața de diamante și ne vorbea despre viața sa, copil, eu atunci aveam 30 și am întrebat cum te gestionezi, mai ai timp și de familie? N-a clipit când s-a uitat la mine înapoi și mi-a zis fără regrete. Și vă povestesc momentul acesta pentru că a fost un moment de aha pentru mine, care la vremea respectivă aveam doar un copil și mă judecam când eram acasă de ce nu sunt la treabă și când eram la treabă mă judecam de ce nu sunt acasă și nu mă judecam doar eu, mă judecau și mulți din jurul meu pentru că nu mă încadram unui stereotip. Am decis că nu sunt un stereotip și sunt cine-mi doresc să fiu și iubesc fiecare bucățică din viața mea și îi găsesc loc și o balansez, pentru că nu pot să am totul în același timp, dar pot să am totul așa cum programez. Și sper să știe cei din jurul meu, dragi, că sunt importanți. How is Google working to reduce environment footprints? Aici este un element extraordinar de amplu pe care am putea să vorbim. E adevărat ce spunea Olga, nu vorbim suficient despre asta. Folosind inteligența artificială, Google a îmbunătățit cu 30% zona de utilizare de energie în data center-le pe care le are și mai mult decât atât ne-am propus o țintă foarte ambițioasă, să fim carbon free până în 2030 și cred că suntem acolo. Folosind tehnologia. Asta este răspunsul corect. Mulțumesc. Am și o întrebare care am auzit-o de la colegi și m-au rugat să te întreb. Multă lume când vorbește despre Google zice, wow, ce fain e, dar cum să ajung la Google? Ce trebuie să facă un om care să ajungă să lucreze la Google? Să aplice. mi se pare, nu, e o glumă poate, dar nu este o glumă. Mi s-a întâmplat să vorbesc cu profesioniști foarte valoroși care au spus nu o să aplic la Google, că ce sens are. Are un mare sens pentru că ne dorim să avem cât mai mulți colegi care vin din Republica Moldova, care vin din România, care vin din Ungaria, care vin din Bulgaria, din orice țară și mai ales de aici din noi, de la noi din regiune, pentru că sunt resurse extraordinar de valoroase. Aplicatul e simplu, există site-ul nostru de cariere și chiar vă încurajez, avem mai mulți colegi moldoveni de care sunt foarte mândră, pe care și salut de altfel. Ce-au aplicat? Au trecut câteva interviuri, nu mai sunt 9, sunt 4. Și am văzut că era mai devreme o întrebare apropo de googliness, ce înseamnă googliness. Vă spuneam că nu vorbim de o definiție de dicționar, dar vorbim despre valori, vorbim despre nici cel mai bun om, ci vorbim de omul potrivit la momentul potrivit, în echipa potrivită și la faptul că ne uităm să vedem dacă persoana respectivă acționează și gândește ca un lider în orice poziție ar fi. Da? Deci leadership-ul este un instrument util și necesar, a zice eu, oricărei persoane. Nu trebuie să scrie pe poziția noastră manager. Și mai mult decât atât, valori care sunt în zona de
pot să îmbunătățesc cu 10%? Nu, vreau 10x. Persoană care provoacă statutul, care nu lasă lucrurile așa cum sunt, pentru că doar sunt. Da? Astea sunt câteva exemple. Da? Oh. Deci, e o foarte bună întrebare. Ce ține de strategii de protecție a oamenilor, în general, în sensul de a nu livra informații persoanelor răfăcătoare. Și probabil această întrebare s-ar fi legată și cu riscul fake news și la tot ce se numește fake information care apare în Indonezia. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Nu întâmplător zona de misinformation este pe radarul nostru și proiectele pe care le facem și deja le-am deschis în conversația cu colegii din Republica Moldova sunt pentru zona de cyber security și misinformation, dar extinzând zona geografică, vorbim de extrem de multe politici și instrumente și check-uri pe care le facem pe toate produsele pe care noi le avem. Și vă dau un exemplu foarte concret în zona de YouTube, pentru că este enorm de făcut acolo. Politici. În perioada pandemiei am descoperit că avem nevoie de niște politici pentru ceea ce înseamnă 5G, pentru că nu ne-am fi gândit niciodată că o să avem nevoie de o politică să, să protejăm conținutul pe ideea de 5G și vaccin. Da? Deci sunt foarte multe elemente care țin, repet, pentru că sunt atât de multe că nu știu unde să încep și nu-mi dau seama cât timp am la dispoziție, care sunt în zona de politici, de guideline-uri, de comunitate, apoi la instrumente efective de validare, platforme de transparență pe care le avem, zona de validare, de exemplu, pe partea de ads și eliminarea a câteva miliarde de ad-uri înainte să fie chiar și publicate. Sunt foarte multe astfel de exemple, dar v-am spus, dacă aveți timpul și aveți interesul pentru subiect, toate sunt, dacă dați o căutare, cred că chiar și această formulă, dacă ați vrea să dați o căutare, veți găsi toate aceste resurse pe care noi le punem la dispoziție. Mulțumesc. Și probabil ultima întrebare e legată de o colaborare cu segmentul de ansamblu rezidențiale, Italia foarte mare, în Moldova, integrare cu ecosistem, smart features, etc. Nu știu să răspund în acest moment, să vedem despre ce e vorba. Aici astfel, Orange este integratorul local, vă adresați la Orange, noi înțelegem, transmitem la Google. Da, cred că e cel mai bun răspuns de altfel, pentru că nu întâmplător am venit la invitația colegilor de la Orange, pentru că mi se pare foarte important să înțelegem perspectiva unei dintre cei mai importanți furnizori și parteneri în zona de ITNC din țară și să vedem cum putem să ajutăm în primă fază în această formulă. Îți mulțumim foarte mult. A fost o plăcere. Ne-am fi dorit să vii mai des și nu doar dimineața și seara să te întorci acasă. Îmi cer scuze, trebuie să fiu la un TEDx și mâine. Da, și Moldova e o țară în care tot timpul e deschisă pentru oaspeți și suntem bine, ești binevenit aici. Îți dorim ca să ai o dezvoltare și un succes foarte mare în Republica Moldova, la fel cum ai și în România. Te așteptăm, îți dorim toate cele bune și mulțumesc pentru timpul acordat. Eu vă mulțumesc și încă o dată n-aveam niciun fel de îndoială venind aici, că o să găsesc niște oameni extraordinari, un loc, parteneri extraordinari și un foarte mare respect pentru ceea ce faceți pentru țară și pentru felul în care dezvoltați ecosistemul. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat astăzi. Mulțumesc! Mulțumim. N-ați obosit? Nu. Mai am un oaspete special. Aici pot să-l invit în scenă pe Florin Popa. Florin Popa este director B2B Orange România. Salut! Noi cu Florin ne știm de mai mult de 20 de ani. Da, așa e. Mulțumesc pentru invitația, Andrei. Da. Și mă bucur să revin la Chișinău după pandemie. N-am mai fost de fix dinainte de pandemie. Și revin aici cu drag. Da. Florin Popa, director B2B Orange România, persoana care stă în spate la tot ce se numește transformare digitală, atât în Orange, cât și cu clienții din România. Orange România este numărul 1 pe piață mobilă, este unul cel mai mare jucător în domeniul ITS în România.
În perioada Loforin, tot ce se numește ITNC crește foarte rapid. Ultima declarație era mai mult de 20% creștere în venituri în domeniul ITNC. Este o persoană deschisă pentru colaborare. Și aici te-am invitat să vorbim un pic și despre ceea ce se întâmplă în România. Dar până atunci, și dacă facem legătură între Google și tine, ce ar găsi lumea dacă ar face un search în Google și ce ai zice despre tine care nu se găsește în Google? Ce găsește despre mine? Nu știu, probabil că cele mai multe prezențe ale mele în mediul digital sunt legate de evenimente, conferințe, întâlniri cu clienții și partenerii. La fel ca și Elisabeta, nu sunt neapărat o prezență online în calitate de persoană privată. De aceea, probabil că asta ar găsi despre mine cineva care m-ar căuta în online. Dacă ar fi să vă spun totuși niște lucruri personale, aș alege să vă spun că la bază nu sunt un inginer de telecomunicații, sunt economist și de fapt am vrut să mă fac inginer de aeronave ca tata, m-am și pregătit pentru asta, am făcut liceu în sensul ăsta și mă pregăteam de facultatea de aeronave, dar a venit evoluția și atunci, ca toată lumea, m-am reorientat și am ales să fac Academia de Studii Economice, deci sunt un economist, dar care a profesat majoritatea carierei în zona aceasta de telecomunicații. Am început în retail, distribuție și de peste 10 ani fac B2B. Mi-a plăcut foarte mult să învăț lucruri noi și în ciuda presiunii pe care o avem în privința timpului, încerc să-mi dezvolt abilitățile tehnice. Ultima oară, spre exemplu, am făcut un curs de securitate cibernetică și știu că ăsta este unul din subiectele pe care vă doriți să le atingem și azi. Așa e. Dar acum 5 ani a fost pandemia, a fost mari schimbări, schimbările în regiune. Ce se întâmplă în afacerile în România? Cum e business-ul în România și ce tendințe în domeniul IT sunt acolo? Pandemia cred că a fost, din punct de vedere al business-urilor, atât un factor de, nu știu cum se traduc asta, disruptiv, de cu un puternic impact asupra afacerilor, într-o primă fază un impact puternic negativ, pentru că foarte multe companii s-au văzut în postura de a nu mai putea să funcționeze efectiv, deci nu mai putea să-și primească angajații și mai ales de a nu mai putea ajunge la clienții lor. Deci asta a fost într-o primă fază un impact negativ, aș zice, puternic negativ. Urmat de un impact, nu știu cât aș spune pozitiv, dar în orice caz de transformare accelerată. Am auzit și am folosit de multe ori termenul ăsta de transformare forțată, transformare digitală forțată, pentru că toată presiunea care a venit în perioada pandemiei cu lockdown, cu închidere, lipsă de acces, a presupus că toată lumea trebuie să iasă în online, să poată să vândă online, să trimită, să ajungă la clienții într-un mod virtual. Toată lumea, vă aduceți aminte, ne conectam cu toții la diverse aplicații de videoconferință și am descoperit cum e să muncim la distanță. Muncim la distanță însemnând că, pe de-o parte, angajații trebuiau să aibă acces la resursele companiei, fie că vorbim de resurse informatice, fie că vorbim de alte resurse fizice, și mai mult decât atât să poată să le folosească și să intre din nou în contact cu clienții și să le furnizeze soluțiile, produsele pe care le furnizau și înainte de asta. Cred că ăsta a fost cel mai puternic trend pe care l-am văzut în perioada asta, din perioada pandemiei și imediat după, continuat, să spunem, de faptul că din acel moment companiile au înțeles așa că, unu, angajații pot să lucreze de oriunde, că pot să acceseze majoritatea resurselor pe care le foloseau și înainte la distanță,
că pot să intre în contact cu clienții la distanță, că pot să știe mai multe date despre clienții lor și să ajungă la ei mai repede, că pot să fie mai productive, folosind mai puține resurse, și toate aceste lucruri au însemnat, de fapt, pentru industria noastră, sau, să spunem, industriile de tehnologie în general, dezvoltarea unui număr foarte, foarte mare de soluții și produse noi. Fie că vorbim în zona de infrastructură de rețea, unde am văzut virtualizare brusc, nimeni n-a mai vrut să-și instaleze o centrală telefonică pentru că poți să folosești telefonie în cloud, sau un call center, un contact center a devenit disponibil și pentru un mic cabinet medical. Înainte puteai să suni la un număr scurs să răspundă un IVR pentru tasta, limba aia, apasă tasta aia, pentru acces la vânzări, apasă tasta aia, la marketing sau suport, tasta cealaltă. Astea erau soluții scumpe. Brusc au devenit foarte accesibile. Au apărut și o serie de provocări, pentru că toate beneficiile astea vin și cu niște potențiale, să spunem, riscuri. Faptul că îți lași un angajat să acceseze CRM-ul companiei sau aplicație, orice aplicație companiei la distanță, înseamnă o chestiune și de încredere, că nu face ceva cu datele alea, deci trebuie să vezi ce accesează pe acolo, dar mai ales că nu te expune din punct de vedere al unui atac cibernetic, că nu instalează aplicații malițioase și așa mai departe. Deci, cumva trebuie să vedem atât partea plină cât și partea goală a paharului. Dar, așa cum spuneam, cred că pandemia a fost, dacă vreți, un moment din care soluții care înainte păreau complicate sau nu păreau neapărat necesare pentru afaceri, mulți nu le vedeau sens, au devenit brusc indispensabile și a generat pe de altă parte și apariția unor noi jucători pe piață care au venit cu soluții, nu știu, poate nu neapărat, nu m-aș referi la mari vendori cum a fost Google aici de față sau Microsoft sau știu eu alții, ci și multe startup-uri care, bazându-se pe tehnologie de la mari vendori, au putut să inoveze și au venit cu diverse soluții. Știu că ai venit pregătit pentru discuția de astăzi și ai niște slide-uri care vrei să ne le arăți. Și vroiam, noi am vorbit și cu ele anterior, era discuția despre ce, cum putem să fim mai eficienți energetic, cum putem avea grijă de mediu și ce soluții se implementează în Orange România cu clienții, care ar fi produsele care le aveți și politicile care le aveți acum. Da, am pus niște slide-uri, nu trebuie neapărat să trecem prin ele și chiar nu o să trec prin ele, prefer să discutăm așa liber, știu că ai un număr de întrebări pentru mine. Le-am pus mai degrabă ca suport pentru discuția noastră. Menționam mai devreme la și am văzut multe întrebări adresate din public legate de sustenabilitate și despre cum putem să fim mai prietenoși cu mediul. Și surpriza mea foarte plăcută a fost să constat că în special generația tânără e foarte preocupată de acest subiect. Pot să vă spun că un număr mare de colegi pe care îi vedem la interviuri din generația tânără ne întreabă lucrul ăsta, voi ce faceți, cum reduceți amprenta de carbon, cum vă asigurați că sunteți mai prietenoși cu mediul. Iar noi, ca și furnizori de soluții de telecomunicații, centre de date, cloud, securitate cibernetică, suntem practic un furnizor de infrastructură. Business-ul nostru, dacă stați să vă gândiți, e unul în care noi construim infrastructură și o vindem pe baza unui acces, unui abonament lunar clienților noștri, fie că vorbim de abonamente de telefonie mobile, de internet sau de cloud. Asta e până la urmă. Iar infrastructura aia, ca să meargă și ca să furnizeze servicii clienților, trebuie să fie în priză permanent. Practic nu poți să furnizezi telefonie mobilă făcând economie de energie ca acasă, decizi să nu mai lași becurile aprinse prin casă. Ce poți să faci este să te asiguri într-adevăr că optimizezi, că eficientizezi, că folosești mai multă energie verde, că pui panouri solare și așa mai departe. Dar
cu privire, nu știu cum să fac, așa, trebuie să țin încolo. Am pus aici niște date. 80% dintre CEO-i consideră că sustenabilitatea este al treilea, cel mai important driver în dezvoltarea de soluții și servicii în perioada următoare. Și dacă, să spunem, poate că nu credem în astfel de lucruri, reglementarea și normele pe care le vedem impuse, mai ales de către Uniunea Europeană, dar și pe continentul american, vor face că vrem, nu vrem, va trebui să luăm în calcul acest lucru. Am fost săptămâna trecută, nu, acum două săptămâni, la un eveniment organizat de unul din marii noștri clienți, care este un furnizor de utilități și energie și care ne-a spus foarte clar, în primul rând că ne-a pus să completăm un chestionar în care să cumva ne comitem, era o anexă contractuală în care ne angajam că vom face niște lucruri legate de sustenabilitate, dar ne-au spus un lucru foarte interesant, faptul că ei în achizițiile lor, era un eveniment organizat de cei de la Engie, cu, de fapt de grupul lor de achizițiile de la grup, spuneau că nu prețul va fi în următorii ani singurul factor după care vor decide să cumpere soluții, nu doar de telecomunicații, ci orice fel de soluții pe care ei le cumpără. Și că o pondere tot mai importantă în decizia de achiziție va fi dată de partea aceasta de sustenabilitate. În același timp avem și o evaluare vis-a-vis de piață și vedem că vorbim de peste 50 de miliarde de dolari, care va fi doar piața de consultanță pentru sustenabilitate în 2026, deci o creștere absolut uriașă. Există un număr de soluții și de produse pe care le propunem deja clienților noștri, dar n-aș vrea să stăm blocați aici, aș vrea să vorbim efectiv de niște cifre cât se poate de concrete. Și aceste cifre sunt derivate, sunt obținute din soluții pe care deja le-am implementat cu clienții noștri din România, folosind soluții de tip IoT. Vorbim de 20% mai puțin timp pentru intervenții, pentru că putem să știm din timp și să prevedem o astfel de intervenție, mai puțin cu 20% costuri datorate de intervenții, pentru că intervin înainte să se producă accidentul sau ca echipamentul să se oprească și atunci practic nu ai o întrerupere pe lanțul de producție, între 15% și 25% mai puține costuri operaționale, pentru că optimizăm rutele de transport, și între 50% și 70% economie cu electricitatea în proiectele de iluminat public. Cred că în acest moment avem peste 40 de orașe în care sunt implementate soluții de către Orange în zona iluminatului public inteligent. Și aici am dat cel mai recent exemplu cu compania de apă Someș, care în zona Ardealului a instalat o soluție de la noi bazată pe citire de la distanță a contoarelor de apă. Nu este cel mai mare proiect. Cel mai mare proiect pe care îl avem în zona asta de contoare inteligente cu apă pentru consumul de apă este în București, unde avem instalate, cred, peste 75.000 de contoare, care sunt citite în fiecare lună automat, la distanță, pe baza unei rețele dedicate de tip low power, LoRa power, pe care am instalat-o în București. Pentru ei, la Someș, beneficiile sunt mai mult decât evidente. În primul rând, au redus foarte mult numărul de vizite în teren pentru a citi contoare,
Evident că asta aduce foarte multe reduceri de costuri operaționale, vizite în teren și așa mai departe. A atins un pic subiectul și Elisabeta, am pus în mod special câteva exemple practice, pentru că Andrei m-a rugat să vin cu exemple foarte concrete și practice legate de 5G, pentru că în România subiectul 5G e unul destul de, a spune, fierbinte, din două motive. Unu, au fost foarte multe discuții despre cine are voie și cine nu are voie să aducă echipamente în rețelele 5G și nu numai în România, în toată Europa, și știți bine de discuția cu producătorii chinezi. Și doi, în România, la fel de mult, a fost foarte multă discuție în jurul licitației de spectru, iar anul trecut Orange, în toamnă, a achiziționat aproximativ 60% din spectru disponibil pentru aproximativ 260 de milioane de euro, reconfirmând angajamentul grupului Orange pentru piața din România și piața din regiune. Și vă arăt aici câteva exemple foarte concrete de proiecte implementate folosind tehnologia 5G cu beneficii foarte reale pentru business-uri. Primul este cel de la Galați, unde în port pentru Navrom am construit o rețea care ajută să manevreze în siguranță barjele în condiții de meteo nefavorabile, adică să prevină accidentele. Și cu ajutorul acestei rețele, care oferă latențe foarte, foarte mici, deci practic în timp real poți vedea că există un risc de accident, și cu ajutorul unor senzori instalați, atât pentru mișcare, pentru fum, pentru umiditate și așa mai departe, se pot lua decizii în timp real vis-a-vis de modul în care sunt manevrate barjele în port. Este și un proiect finanțat cu fonduri europene. Legat de folosirea unor tehnologii de tipul 5G, deci transmisii de date în timp real cu latențe foarte mici, realitatea augmentată și intervențiile, inteligența artificială și intervenții la distanță. Avem aici un use case în care Raja Constanța, care este cel mai mare operator de distribuție de apă din România, cred că au 7 județe, a implementat o soluție prin care operatorilor pot fi asistați la distanță de către ingineri înalți calificați. Cred că nu numai în România, să spunem, accesul la forță de muncă înalt calificată a devenit o problemă. Nu poți să-ți mai permiți să ai ingineri înalt calificați în absolut toate punctele de lucru ale companiei. Și atunci o astfel de soluție practic permite ca un inginer înalt calificat să asiste un tehnician la o intervenție complexă care poate pe o astfel de infrastructură critică are nevoie practic să fie asistat pentru a nu produce pagube sau genera un accident. Și aici cred că avem și un filmuleț care explică mult mai bine decât pot eu să explic această soluție și o să vă rog să-l porniți. Și la fel ca mai devreme o să vă rog să folosiți codul QR pentru orice fel de întrebări pe care le aveți. M-a rugat colega să repet asta și o fac, pentru că o să răspund oricărei întrebări care vine. Realitatea aumentată începe să devină un nou standard tehnologic în marile companii. Pentru unele dintre ele a devenit chiar o abordare comună, fiind integrată și folosită în aplicații de uz zilnic pentru a accelera și simplifica procesele de lucru, dar și pentru a identifica și a reduce erorile într-o mare varietate de operațiuni. Iar asta am făcut și noi la Orange Business Services.
Împreună cu partenerul Raja Constanța, cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate, am testat cu succes soluția Augmented Team, o aplicație de asistență remote care combină realitatea augmentată cu transmisiunea video în timp real pentru a conecta mai multe persoane atunci când este necesară colaborarea lor. În cazul de față, un tehnician din teren, un coordonator dispatcher și un expert tehnic. Atât prin tehnologii de cloud și IoT, cât și prin infrastructura Orange 5G, care asigură o calitate bună a fluxurilor video prin latențe mici și viteze mari, tehnicienii din teren, precum și experții din centrul de comandă și control, vor putea prelua și transmite informații în timp real de pe toate dispozitivele conectate. La Raja folosim cele mai moderne tehnologii de actualitate cu scopul de a eficientiza procesele tehnologice. Studiem cu atenție toate acele tipuri de procese care pot fi îmbunătățite, iar cu ajutorul soluției Augmented Team dezvoltată de Orange Business Services, colaborarea între echipele de pe teren și cele aflate în centru de comandă și control a fost mult îmbunătățită. Pentru noi este important să intervenim rapid, cu profesionalism, pentru că suntem întinși pe un teritoriu foarte vast, iar experții din centrul de comandă au acces prin intermediul acestei soluții în același timp în mai multe puncte de lucru ale companiei, fapt care generează cu siguranță costuri mult mai scăzute de intervenție. La stația de epurare Eforie Sud, centrul pilot al companiei noastre, aplicăm cele mai moderne tehnologii, astfel încât să eficientizăm procesele tehnologice, dar și ca să obținem economii de energie. Pentru eficientizarea procesului de mentenanță am folosit soluția de la Orange Augmented Team în vederea contactării furnizorului HAC pentru a avea suportul necesar înlocuirii membranei și electrodului de la analizorul de amoniu. Am ajuns la analizor, Laurențiu. Te rog, deschidă-l. Da, l-am deschis. Și lasă-mă să fac un screenshot. Folosind ochelarii Augmented Team, am inițiat un apel către furnizorul HAC, care m-a ghidat pas cu pas în procedura de înlocuire a membranei și electrolitului analizorului de amoniu. Îi pun electrolitul, da? Ok. Cel mai mare beneficiu al soluției Augmented Team este că furnizorul poate vedea în timp real ceea ce văd și eu, dar și eu, la rândul meu, pot primi indicații video folosind această soluție. Orange Business Services pune la dispoziția partenerilor și clienților interesați mai multe informații, cât și posibilitatea de a testa soluția Augmented Team. Și cred că o să mai vedem un filmuleț. Am pus mai multe use case-uri legate de 5G, dar doar pentru astea am adus și filmulețe, pentru că sunt în momentul ăsta, cred că, cele mai avansate și complexe de acest tip. Acesta este împreună cu cei de la Continental, care sunt un important partener de inovație cu care colaborăm. O intersecție inteligentă, implementată, așa cum spuneam, cu Continental și cu Universitatea Politehnică Gheorghe Asahi din Iași, care are ca misiune reducerea, prevenirea și reducerea numărului de accidente de trafic, și cred că mai bine dăm drumul la filmule să-l vedem și pe acesta. Vehiculele moderne beneficiază deja de dotări pentru asistența șoferului, ce fac condusul mai sigur și mai confortabil. Participanții la trafic, precum pietonii și bicicliștii, pot beneficia de aceste avantaje doar dacă pot fi detectați de senzorii vehiculului. Provocarea rezultată poate fi adresată prin utilizarea unor tehnologii deja existente pe vehicule și integrarea lor în infrastructura rutieră. Astfel, prin Orange Business Services asigurăm conectivitatea pentru un scenariu de tip intersecție inteligentă, dezvoltat de partenerul Continental Automotive România, alături de Universitatea Tehnică Gheorghe Asahi din Iași, cu susținerea Primăriei Municipiului Iași. Împreună implementăm proiectul Smart Intersection, ce combină prelucrarea imaginilor video asistate de inteligența artificială cu beneficiile aduse de conexiunea la o rețea 5G și o soluție de tip Edge Computing. La nivelul intersecției Podul Roș din Iași, au fost amplasate camere video de rezoluție înaltă pe doi stâlpi de semaforizare,
folosite pentru detectarea participanților la trafic și crearea unui model digital dinamic al intersecției. Pe baza acestui model, se pot dezvolta diferite aplicații, precum cea pentru identificarea potențialelor incidente în trafic sau cea de protecție a participanților vulnerabili din trafic, precum pietonii și bicicliștii. Soluția Smart Intersection are ca scop principal dezvoltarea de sisteme care permit vehiculelor automate și conectate să-și coordoneze comportamentul de conducere atunci când trec prin intersecții inteligente. Coordonarea se bazează nu doar pe inteligența internă a vehiculului, ci și pe comunicarea cu alte vehicule, precum și cu infrastructura inteligentă bazată pe tehnologii de conectivitate precum 5G. Dezvoltarea Orange 5G Lab Iași vine ca o completare firească a colaborării foarte bune cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și Continental Automotive România. Laboratorul are ca scop accelerarea ritmului de dezvoltare pentru soluții inovative și permite accesul la o infrastructură tehnică capabilă, disponibilă într-un nou data center bazat pe tehnologii de ultimă generație. Arhitectura soluției Smart Intersection are la bază această infrastructură și conectivitatea 5G. Tehnologia 5G, furnizată de Orange, contribuie la îmbunătățirea substanțială a soluției Smart Intersection prin trei caracteristici specifice conectivității de ultimă generație: latența ultra scăzută și fiabilitatea ultra înaltă, densitatea mare de conexiuni și capacitatea de a transfera un volum mare de date și estimarea foarte precisă a poziției utilizatorilor mobili oferită de serviciile de localizare 5G, care ajută la îmbunătățirea siguranței participanților vulnerabili din trafic. Proiectul prin care a fost dezvoltată intersecția inteligentă din Iași demonstrează încă o dată cât de important este obiectivul companiei noastre Continental Automotive România. Obiectivul Vision Zero înseamnă zero accidente fatale, zero accidente cu victime și zero incidente în trafic. Acest deziderat este foarte important pentru România, având în vedere faptul că în cursul anului 2021 s-au înregistrat aproximativ 27.000 de accidente de circulație rutieră la nivel național, rezultând un număr de peste 35.000 de persoane accidentate, dintre care 5% persoane accidentate mortal. Conform studiilor realizate și a previziunilor făcute de instituțiile avizate, numărul persoanelor accidentate în România s-ar fi putut reduce cu 10.500 de persoane dacă ar fi fost utilizate sisteme de trafic inteligent care să folosească tehnologii moderne, precum cele implementate de noi în Iași. Această soluție presupune, deci, digitizarea modului în care funcționează intersecțiile în orașele viitorului, precum și sporirea siguranței în trafic. Mai mult, acest use case reprezintă doar o mică parte din aplicațiile industriale și comerciale ce pot fi dezvoltate cu ajutorul tehnologiei 5G. Wow, ce interesant, în special pentru cei care des merg la Iași, la Palace Mall. E intersecție de la Palace Mall și acum când vom trece această intersecție o să știm că e o intersecție inteligentă. Da, și pentru că ați văzut în imagini și așa foarte pe scurt câteva crâmpeie de imagine cu laboratorul 5G de la Iași. Profit de ocazie pentru a invita și pe colegii mei de aici prezenți și pe partenerii și pe clienții noștri, în cazul în care vor să testeze sau să acceseze resursele din acest laborator, să o facă. El este deschis în mod gratuit atât mediului de afaceri cât și mediului universitar. Deci puteți merge, colegii noștri sunt acolo, puteți accesa resurse și construi cu ei use case-uri la care vă gândiți. O să, cred, trecem mai departe. Aici pusesem și un proiect similar pe care îl avem în dezvoltare la Cluj cu cei de la Bosch, care folosesc același tip de conectivitate 5G foarte rapidă și cu latență scăzută pentru testarea conceptului de mașini autonome. Și la fel pusesem și exemplul celor de la ProTV, care au înlocuit un camion cu un rucsac și este, oricât ar părea de ciudat, exact asta s-a întâmplat. Deci, practic, un car din acela de transmisiune care era conectat la satelit și pe care ei foloseau pentru transmisiuni live, a fost înlocuit cu un rucsac pe care îl poartă un operator cu camera și transmite live
Full HD, chiar 4K și, spre exemplu, când a fost meciul acela din optimile campionatului european și a fost și cupa plimbată prin București, au făcut transmisiunea live de la aeroportul Otopeni până pe arena națională, folosind tot așa conectivitate 5G. Și probabil a ceea ce discutam noi și anterior cu Google, care este recomandarea privitor cloud, păstrarea datelor în cloud sau păstrarea datelor în data centre? E o alegere care ține strict de fiecare afacere, de modelul de business și așa mai departe. Consider că e absolut greșit să spui, domne, trebuie să mergi în cloud 100% sau nu, trebuie să ții datele local ca să știi sigur că sunt doar la tine, că nu ți le accesează altcineva. Noi deținem în acest moment în România 7 centre de date deschise comercial pentru clienți, deci în care facem hostare fizică pentru clienți sau facem, să spunem, virtualizare. Deci avem clienți care au propriile lor mașini, racuri, deci propria lor infrastructură pe care doar o găzduim, să spunem, îi avem în chirie, le închiriem câte o mică garsonieră fiecăruia în centrul nostru de date, dar avem și soluții de virtualizare, deci avem soluție de infrastructure as a service, vindem practic infrastructură pe care o virtualizăm pentru ei și îi cumpără într-un mod scalabil, mai mult când au perioade de vârf, mai puțin pot să reducă, număr de resurse de calcul, avem și servicii standardizate de tipul backup as a service sau disaster recovery as a service. Iar ceea ce vedem ca trend este într-adevăr și o accelerare către cloud, multe companii care decid să migreze către cloud, dar vedem și o accelerare accesării de servicii ca cele pe care le-am menționat și a unor clienți care vor să scape de bătea asta de cap, de a, în primul rând, de a investi capital în infrastructură și a deține o astfel de infrastructură și a amortiza ei în timp, ci mai degrabă în a cumpăra direct mașini virtuale pe care să-și instaleze propriile lor aplicații de la noi. Deci răspunsul este depinde ce vrei să faci, ce tip de aplicații vrei să folosești, dar în orice caz ceea ce încurajez foarte, foarte mult orice afacere este să aibă întotdeauna un backup sau o soluție de disaster recovery, pentru că oricât de bine am fi pregătiți, din păcate știm că în viață se întâmplă și accidente și nu vrem să fim puși în situația de a ne pierde datele sau de a pierde accesul la aplicațiile companiei, la resursele care azi sunt din ce în ce mai prețioase din punctul ăsta de vedere. Dacă vorbim inclusiv de responsabilitate față de terți, față de clienții noștri, cărora poate le deținem datele și brusc constatăm că le-am pierdut. Dacă am o soluție de backup, evident că le restaurez și atunci n-am niciun fel de responsabilitate. E la fel și un alt factor care poate influența. Te poți să mă împărtășesc cu proiectul care l-am avut noi pe intern. E factura fiscală electronică, să nu curcăm cu e-factura. Când ne-am pus o ambiție să nu mai expediem clienților facturi pe hârtie, ceea ce este o prioritate pentru noi de a fi eco-friendly. Și în momentul tehnologic când vorbeam că trebuie să păstrăm toate aceste facturi undeva și să avem un backup pentru ele, discutam între cloud și not cloud. Și atunci am calculat că dacă să păstrăm toate facturile care noi le expediem clienților, am fi avut nevoie să investim jumătate de milion de euro versus cloud, care era circa 2000 de euro lunar. Și atunci noi am mers pe calea cloud, printr-o parte că era și mai eficient, din punct de vedere și economic și din punct de vedere mai eficient, din punct de vedere a păstrării datelor. Și, ca exemplu, proiectul care l-am fost implementat și facturile care primiți electronice, toate sunt stocate în cloud, care ne permite nou să fim destul de eficienți la ziua de astăzi. Dar e și o altă întrebare care ține, pe toți se deranjează, este securitatea cibernetică, tot ce este la ziua de astăzi, cum ne protejăm contra atacurilor, cum noi ne asigurăm că nimeni nu vor avea acces la datele noastre personale și datele de business.
Da. Pentru noi, spuneai tu mai devreme că am avut o creștere accelerată pentru vânzările de soluții de tip ICT, așa este, am ajuns la o cifră de afaceri de câteva zeci de milioane de euro pe an de astfel de soluții și creșterea cea mai accelerată pe care o vedem este în zona de securitate cibernetică. Și asta pentru că, inclusiv datorită pandemiei, dar inclusiv mai ales datorită conștientizării riscurilor și faptului că din ce în ce mai multe atacuri și mai multe incidente au fost făcute publice, au făcut ca cererea să crească. Am pus și câteva cifre aici și o să las acest slide cu principalele tipuri de atacuri. Este din ultimul nostru raport, se numește Security Navigator 2023. Sunt tipuri de atacuri pe care le-am văzut anul acesta, cred că până la finalul lunii august, pentru clienții pe care noi îi avem în grijă, îi protejăm cu diverse tipuri de soluții. Ce pot să vă spun aici e că întrebarea e nu dacă voi fi ținta unui atac, și ca persoană fizică și ca afacere, ci când voi fi. Pentru că în mod cert fiecare dintre noi va experimenta, din păcate, un astfel de tip de experiență, de a fi ținta unui atac. Dacă de la ținta ajung să fiu și victimă, ține de un număr de factori, de la, în primul rând, cât de atent și de responsabil am fost, cât de protejat am fost, dacă folosesc mijloace de protecție, dacă știu că am fost, pentru că de obicei, să știți că de obicei victimele unui atac realizează după un, în special în cazul companiilor, după un număr foarte mare de zile, că au fost uneori pot să treacă zile, uneori săptămâni sau chiar luni. Timp în care acești atacatori sunt deja în sisteme, culeg date, informații și la un moment dat decid să le și valorifice. Și ce cred că e iară foarte interesant de spus aici, vă spuneam că inclusiv eu am făcut de curând un curs și cred că e cazul ca fiecare dintre noi să dea atenție, fie că la nivel personal sau la nivelul, să spunem, companiei facem demersul ăsta, e că 90% dintre atacuri, de fapt peste 90% dintre atacuri, sunt generate de factor uman și de neglijență, de obicei. Adică, și asta o spun, de câte ori am o discuție cu un client pe tema asta, e că, în primul rând, trebuie să-și pregătească angajații și să-i facă să fie conștienți. Adică, înainte de a investi în orice soluții, infrastructură, orice fel de investiție în tehnologie, primul loc în care trebuie să investim este educația angajaților. Pentru că, așa cum spuneam, peste 90% din atacuri se datorează faptului că cineva a decis să nu respecte regulile jocului. Adică să ducă pe un site, să dea un click, să descarce un atașament, să deschidă un atașament deși nu știe sursa, n-ar fi trebuit, îi se pare, ar trebui să uite de la cine am primit, am încredere să deschid un fișier și așa mai departe. Deci, încă o dată, peste 90% este dramatic de rept. De-aia, întotdeauna trebuie să avem grijă să existe politici de securitate angajații, să treacă prin costuri, să fie conștienți că nu pot să facă orice atunci când se conectează din rețeaua companiei și folosesc un instrument de companie, că vorbim de un smartphone, că vorbim de o tabletă, un laptop, orice altceva. Deci asta este primul lucru pe care trebuie să-l avem în calcul. După care, evident, în funcție de, să spunem, tipul de infrastructură, de instrumente pe care îl folosim, trebuie să începem să ne gândim cum ne putem proteja. Și plecăm la fel, de la lucruri absolut banale, igienice, a spune, să fie întotdeauna rețelele închise, adică să fie existe minim o parolă, Wi-Fi-ul companiei nu poate să fie accesat de cineva care trece pe stradă. Să știți că se întâmplă și azi să ajung, nu știu, la o programare, la Medic sau undeva, să
consta că mă pot conecta fără niciun fel de parolă la... O să spui, păi da, dar e Wi-Fi-ul public. Păi da, dar din Wi-Fi-ul public, dacă access point-ul ăla e folosit și de angajați, poți să ajungi foarte ușor și în rețeaua companiei, dacă la fel nu există un număr de, să spunem, nu există suficientă protecție. Aici vedeți o ilustrare despre tipurile de atacuri și ce pot să vă spun de asemenea, fără să intrăm în detalii, este că numărul acestora a crescut exponențial, dar și tipul de sofisticare al acestora a crescut la fel de mult. Și cu cât mai mare este o companie, cu atât mai mult se vor concentra atacatorii pe ea. Adică dacă aveți clienți mulți, dacă cumva clienții cumpără de la noastră online, deci își mai lasă și date din astea personale sau date de plată, carduri, pe acolo pe la dumneavoastră pe site, trebuie să aveți foarte mare grijă pentru că alea vă fac direct răspunzători în fața lor în cazul în care se întâmplă ceva. Deci ăsta e un subiect foarte vast și foarte ofertant, am putea discuta foarte mult pe tema lui. Concluzia e că, din punctul meu de vedere, trebuie să fie pe agenda oricărei companii și nu doar pe agenda directorului de IT sau directorului tehnic, ci pe agenda, să spunem, fie a proprietarului companiei sau a directorului executiv care răspunde de acea companie, mai ales că răspunderea asta, din ce în ce mai mult, merge în zona inclusiv a penalului. Am menționat aici unele dintre tipurile de soluții pe care Orange Business le furnizează și le puteți adresa inclusiv colegilor de la Orange Moldova, pentru că și ei furnizează un număr de soluții local sau în cazul în care au nevoie pot accesa fie din România, fie din altă țară din grup. Orange deține o divizie, se numește Orange Cyber Defense, care în acest moment este numărul 2 ca furnizor de securitate cibernetică în Europa. Deci vorbim de la securitate de rețea, managementul dispozitivelor mobile, securitate pentru endpoint-uri, partea de assessment de risc și mai ales de audit și teste de penetrare. În momentul ăsta e unul din produsele cele mai vândute de către noi. Anti-DDoS, deci prevenirea atacurilor de tip denial of service, în care ne sunt inundate cu trafic site-urile sau resursele de computing, și partea de SOC as a service. În momentul ăsta avem două echipe în România care furnizează 24/7 Security Operation Center as a service. Și o să închei subiectul doar punând aici două platforme pe care le puteți accesa. Ambele au fost parte din Orange Fab, nu mai sunt startup-uri, sunt deja niște platforme foarte bine cunoscute pe piață. Prima, CyberEdu, este o platformă care oferă de la poligon de testare pentru atacuri până la cursuri de la nivel de începător până la foarte avansat. Pentru companii are la fel, pentru zona universitară, oferă universităților la soluții de training. Cea de-a doua este la fel, mai degrabă specializată în zona aceasta de educație, dar le puteți căuta și găsi pe internet și le puteți inclusiv folosi în mod gratuit. Ambele oferă facilitatea asta de a beneficia în mod gratuit de serviciile lor pentru anumite tipuri de servicii sau pentru o anumită perioadă de timp. Mulțumesc foarte mult și chiar încurajez să fie utilizați aceste resurse. Cum a spus Florin, securitatea cibernetică nu înseamnă doar tehnologie, dar înseamnă reguli de utilizare. Și factorul uman probabil este unul foarte important aici, să știi cum să se folosească. Mersi foarte mult. Vreau să întreb dacă sunt întrebări din sală sau întrebări online. Mersi mult, Florin, pentru prezentare. Pentru puțin. Cum a spus și Florin, suntem o echipă mare, nu doar în Moldova și în România, suntem o echipă mare care reprezintă Orange Business.
Și colaborarea între aceste echipe este una fructuoasă. De aceea, puterea Orange este în oamenii care sunt în spate și în colaborarea care avem noi. Mersi mult! Și eu mulțumesc! Mulțumesc! Cum și-am spus eu, puterea este în oameni și în sală sunt aici nu doar acei care vorbesc și prezintă, dar sunt și colegii mei de serviciu care fac ca lucrurile să se întâmple. Sunt echipa vânzări, sunt echipa de pre-sales, echipa tehnică, sunt toți acei oameni care zi de zi sunt în contact cu clienții noștri și fac ca lucrurile, transformarea digitală, ca lumea nouă să devină ca o parte în componentă. Deci eu vreau să mulțumesc pentru toată lumea care a stat în spate la acest eveniment și nu doar acest eveniment, dar acestor proiecte. Noi cu domeniul de IT în SID, ne ocupăm mai mult de 5 ani, mai activ în ultimii 2 ani lucrurile s-au schimbat. Toate lucrurile au început de la pasiune. E ca domnul Anatolie Bulgaru, care stă acolo și vorbește, pe timpuri ne ocupam cu așa numitul telemetrie. Apoi ne gândeam ce putem face noi ca cartele SIM să fie și în proiecte legate de agricultură, medicină. Apoi am mers la servicii fixe și am zis că trebuie să mergem mai departe. În spate a fost pasiunea de a descoperi ceva nou. Și unul din mesajele care vreau să-l transmit la oameni, deci la clienți și la toată lumea, este să fim curioși de a încerca lucruri, tehnologii noi, că ele tot timpul îți oferă și avantaje. Noi am avut și eșecuri foarte multe, am avut proiecte care n-am reușit, dar au fost proiecte care au reușit. Acum noi putem să spunem că în 2 ani, ne-am avut mai mult de 120 de proiecte în domeniul IT, care au fost implementate cu succes la clienți. Și ele nu doar au fost implementate, dar ele aduc și valori adăugate și unele din ele noi vrem proiecte neobișnuite, atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri și atât cât pentru compania Orange. Credeți-mă că foarte multă lume ne întreabă, dar cu ce vă ocupați voi oare acolo și pe alocuri noi vrem să explicăm cu ce ne ocupăm. Un proiect pe care eu vreau să trecem acum la o etapă foarte interesantă este aprecierea clienților pentru că au avut încredere în noi, pentru aprecierea clienților pentru cei că au făcut proiectele împreună și au dat rezultate. Și primul proiect care este proiectul Kaufland. O istorie foarte interesantă care se numește date. Da? Noi vorbeam despre ce e că tot se bazează pe date și datele sunt masive, ele trebuie să ne dăie o valoare adăugată și împreună cu Kaufland. Întâi a fost un proiect făcut împreună la guvern, deci cu guvernul când am venit în pandemie și pe atunci se dorea să știe unde se află oamenii, cum ei se mișcă, care este migrarea populației într așa mod ca să asigure securitatea mișcării. Și a doilea era întrebat aceeași Kaufland, a zis că noi în Moldova, a zis că noi vrem să deschidem magazine și noi vrem să ne asigurăm că magazinele noastre sunt în locul potrivit și în loc mediu potrivit pentru clienți, ca ei să aibă un trafic maximal. Și atunci a vrut să știe care sunt datele nepersonificate sau deci unde sunt clienții noștri, unde Orange pe anumite ore de timp, ca să poată să asigure că au dreptate sau doar dreptate dacă vor să-și planifice un magazin. Deci e proiectul pe care l-am avut noi, un proiect de succes a fost cu Big Data, un proiect unical pentru Republica Moldova, împreună cu Kaufland. Deci aș vrea să invit în scenă colegii de la Kaufland. Este Igor Golban. Dacă doriți să spuneți ceva. Bună ziua, îmi spune Igor Golban, sunt reprezentant companiei Kaufland astăzi aici și fac parte din departamentul dezvoltarea proiecte imobiliare. Mulțumesc, Andrei, pentru introducere și pentru detalierea proiectului pe care l-am făcut împreună. Și, deși pare straniu, ce are legătură proiectele imobiliare cu compania Orange și cu domeniul IT, să știți că este un proiect care a luat naștere foarte rapid și zic eu că ne-am descurcat destul de bine și este un exemplu pentru celelalte companii care poate să apeleze către voi pentru orice serviciu care le vine în cap și în minte. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu, să știți că
contează foarte mult pentru noi și contează foarte mult colaborarea eficientă și frumoasă pe care o avem și nu doar pe acest segment, dar și pe domeniul educației, pe domeniul protecției mediului. Mulțumesc încă o dată și o să detaliez și eu un pic despre activitatea pe care o facem la proiecte imobiliare și să vin cu câteva detalii de ce am făcut acest proiect. În momentul în care proiectele imobiliare decid să dezvolte un oraș sau să deschidă anumite magazine, își face o analiză destul de detaliată cu privire la oraș, la locație, la modul în care este amplasată locația, accesul, atât pietonal cât și cu automobile, dar și elementul cheie este clienții. Unde se află clienții noștri, cum pot fi accesați, cum putem fi noi disponibili pentru ei. Și la fel e important să știm care este media de timp care o petrec într-o anumită zonă sau cât de rapid doresc să iese sau să plece din acea zonă. De aceea, în colaborare cu Orange, am reușit să creăm, eu sper, un mecanism corect care ne-a ajutat să ne aducă mai multă claritate despre comportamentul clienților și modul unde ei își au activitatea de zi cu zi. Mulțumesc încă o dată, succes în noua sferă ICT și sunt sigur că veți reuși. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Un alt sector care se dezvoltă destul de rapid și practic sunt clienții care ne place să lucrăm în sectorul bancar, deoarece sectorul bancar se dezvoltă foarte rapid în domeniul ICT. Un apetit enorm de mare de produse și servicii și probabil e la fel că sunt destul de țintă unor atacuri cibernetice care putea să fie. De aceea, noi împreună cu colegii din Lambaib am realizat un proiect de securitate cibernetică, un web application firewall. Și am aici în scenă doi colegi. Victor, deci este persoana care буду говорить на русском, потому что наверняка так будет проще, да? Это те люди, которые... Если можно, пару слов. Привет, коллеги. Рад всех видеть. Спасибо за доверие, за награду. Ну, в первую очередь, спасибо команде, Александру и его команде за то, что мы сделали такой классный проект. Во вторую очередь и в первую очередь спасибо вам за то, что вы нам помогли. Вы, во-первых, пришли с таким инновационным продуктом, во-вторых, за то, что помогли его имплементировать. Ну и теперь этот продукт, спасибо, защищает наш периметр, наш банк и наших клиентов в первую очередь от всяких злобных атак. Их число увеличивается, как мы понимаем. Поэтому, коллеги, рекомендуем. Вперед. Спасибо большое. Iar mergem mai departe în domeniul securităților. Un alt client foarte mare care ne ajută pe noi să ne protejăm și să ne lecuim în fiecare zi, care ne ajută să procurăm de la ei medicamente și să ducem în mod sănătos de viață, la fel este supus unor atacuri cibernetice și împreună cu colegii de la DTS Pharma am realizat un proiect care ține de protecția Email Security Gateway. Deci ce se numește cum nu ne protejăm e-mail-urile noastre, cum nu ne asigurăm că datele care sunt în serverul noastră sunt protejate, de ce pentru ei a fost foarte important. Și vreau să invit în picene colegii de la ITS Farm, doamna Inga. Eu vă salut pe toți, mă numesc Inga Nistoran, reprezint compania DTS Farm și așa cum în secolul 21 digitalizarea ne aduce foarte multă facilitate, foarte multe utilități, ea vine odată și cu atacurile cibernetice și nevrând devenim victime. Noi cumva am trecut această experiență și vreau să, anume am fost survolați pe dimensiunea de poștă electronică corporativă
Și a fost nevoie să aplicăm un sistem de securitate cibernetică, ori altfel eram obligați să ne securizăm datele și reputația companiei. Și vreau pe această cale să mulțumesc partenerilor și chiar colegilor de la Orange Moldova, îndeosebe colegului dumneavoastră Ion Cozma, care ne-a devenit ca și un frate mai mare, un prieten. Și atunci când am avut dezgolirea pe această dimensiune, a fost alături de noi, în termen restrânși, ne-a ajutat să înțelegem, să găsim soluțiile, să implementăm, astfel ca procesele de business să redevină la normal. Mulțumim și eu am un principiu și o vorbă, doar împreună putem atinge acele înălțimi la care visăm fiecare în parte. Succese mari și o colaborare frumoasă! Mersi, dar vreau să-l invit pe Ion. Ion, dacă se poate să vii la noi scenă. Asta e cel Ion care stă în spatele la foarte multe proiecte în domeniul securității cibernetice. Este acel Ion care stă de obicei până seara târziu și dacă la cineva din clienți sunt atacuri, el o să stea până când aceste atacuri nu ar fi oprite. Și el nu se lasă, deoarece este foarte mult pasionat. Și vreau să spun mai mult că atâta face studii acum un masterat în domeniul securității cibernetice în Dublin. Ceea ce să ne ajute pe noi ca să fim și mai buni în acest domeniu. Mersi mult. Ion, stai aici. Stai că următorul client tot e istorie interesantă. Vine seara la mine, ieșeam din birou și zic, Ion, mergi acasă. Eu zic, nu mă duc. Ion, mergi acasă că e târziu. Și zice, nu, automolul este atacat. Și nu pot să plec, deoarece ei sunt destul de îngrijorați că nu au ce să facă și cam toate sistemele care le aveau ei nu funcționează. Și eu știu ce să le fac eu lor, eu am soluția A, soluția B, soluția C și lucrurile se întâmplă. De ce? Vreau să invit în scenă Autobol și să povestească istoria asta care a fost destul de interesantă. Ion. Cred că cel mai bine o să povestească clientul cum a simțit colaborarea cu compania Orange Moldova. Sper că a fost destul de una bună și... Bună seara, mă numesc Rodion Palei, azi reprezint compania Automol. Evoluția relațiilor noastre cu Orange a început de la o simplă conexiune a unei fibre optice. Trecusem de la alt operator în speranța să avem servicii mai calitative și suport mai rapid și mai eficient. De fiecare dată când am avut nevoie de încă ceva pe lângă doar o conexiune la internet, Orange avea deja soluția pregătită pentru noi. A fost și cu telefonia fixă și cu PBX. Și cea mai recentă experiență, da, a fost cu un atac masiv de DOS, primul atât de sofisticat pentru noi, echipamentul nostru nu făcea față și atunci, neașteptat pentru mine, Orange iarăși avea soluție și în persoana lui Ion personal. În câteva ore s-a restabilit accesul la resursele informaționale și iarăși mulțumesc Ion personal. În genere vreau să mulțumesc echipei Orange și echipei de vânzări și echipei de management care previne cerințele clienților și colegilor mei tehnicieni și ingineri pentru aceea că permanent sunt alături de noi și fac față tuturor cerințelor noastre și câteodată ne îndeamnă spre mai bine. Vă mulțumesc! Și acum mai este încă un client foarte mare, pe care noi avem cu ei foarte multe produse și servicii, la fel și în domeniul securității cibernetice, servicii fixe, servicii mobile, dar de data asta am avut un proiect deosebit. Noi la Orange, probabil dacă sunteți clienții noștri, când sunați la serviciu clientelă și vorbiți cu un operator de-a nostru, mai târziu vine un mesaj zicând că puteți să evaluați discuția de la 1 până la 5.
Noi, prin așa mod, analizăm în PS-ul sau Net Promoter Score sau, cu alte cuvinte, satisfacția clienților, cât este de mulțumiți. Și noi, practic, să o facem zilnic și ei ne ajută pe noi să analizăm performanța noastră. Și atunci am zis că am făcut-o, asta face parte din proiectele în care noi facem bine pentru noi și aceasta împărtășim și cu alții. Și atunci Victoria Bank cu ei împreună a zis că voi putem să facem și pentru ei și a zis da. Și a fost implementat un proiect foarte interesant cu Victoria Bank care se numește Score, deși noi pe internul numim Orange Score. Asta e un proiect prin care noi, utilizând SMS-urile și se face aceeași metodă prin care noi aflăm, ajutăm Victoria Bank să afle părerea clienților zilnic despre serviciile sale. Deci eu vreau să invit Victoria Bank în scenă. Și este un proiect care, am zis, e un proiect care din pasiunea la fel a apărut și sper să fie popular. Bună ziua tuturor! Felicitări Orange pentru eveniment! Mă numesc Ina German și reprezint echipa de business Victoria Bank. Să știți că cu Orange avem o colaborare, eu aș spune, istorică, cu foarte multe proiecte și soluții de succes. Și deoarece ne pasionează foarte mult calitatea de servire clienților, am mai făcut un proiect cu Orange prin care să devenim mai buni. Orange a venit cu soluții de know-how și inovație, ceea ce ne face, desigur, ca să auzim în continuare vocea clientului, să monitorizăm deservirea în unitățile noastre, desigur, că și de ce facem asta? Ca să devenim mai buni și să fim top alegere clienți. Vă mulțumesc! Mersi mult! Eu cred că toată lumea a obosit. Ați obosit sau nu? Da. De aceea vă propun să mergem afară. Afară sunt gustările, cafeaua, ceaiul, dar nu uităm că în sală sunt și partenerii noștri, care am vrut să zic NetSafe-ul, care oferă împreună deci, cu Fortinet, care oferă soluțiile de protecție, de protejare. Sunt colegii care ne ajută pe noi să ne asigurăm că securitatea cibernetică nu este doar un vis, dar o realitate. La fel, sunt în spate, este Orange, care acolo, mai repet, este istoria despre RPA. Nu n-am vorbit, dar sunt roboței care ne ajută să fim mai eficienți, ca să înlocuiască forța umană atunci când noi vrem să ne ocupăm cu altceva. Este proiectul Virtual Cash Machine, care noi îl avem aparatele de casă virtuale, că nu mai trebuie să ai un aparat de casă fizic. Este un alt proiect care l-am implementat la ziua de astăzi, pe care vrem să-l împărtășim, este SharePoint-ul. O să vedeți, noi avem mai multe, 120 de business procese care sunt pe SharePoint, se semnează electronic și nu mai este hârtie. Noi avem în Orange o ambiție, în câțiva ani să nu mai avem niciun proces pe hârtie. Hârtie se desfară deloc. Deci SharePoint vă ajută în lucrul ăsta. Vedeți, chiar vă invităm să vă apropiați să vedeți câte proiecte sunt făcute pe SharePoint. Mai fel, în spate avem colegii de la Lenovo. Sunt colegii care au venit și de la Imperva, care sunt reprezintă, nu sunt distribuitori locali, dar chiar reprezentanții de la Lenovo veniți de la ofic central. Avem pe partea dreaptă Elcor, un alt partener de-a nostru care are soluții de computere, de servere, de rutere, acei care reprezintă Cisco, care reprezintă HP-ul, la fel, care sunt gata să discute. De ce vă spun lucrurile să vă apropiați de ei? Deoarece astăzi, dacă veniți și discutați, primiți o reducere în timp de 2 săptămâni. O reducere destul de esențială la produsele lor. De ce vă încurajez să vă apropiați, să vorbiți cu ei? Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Sper că a fost interesant. Noi, încă o dată, vă mulțumim pentru toți clienții, pentru încredere care ne-a dat nouă. Deci, încrederea care este ne ajută pe noi să fim mai inspirați și să facem proiectele astea de ICT nu doar pentru business, pentru aceea ca să fim mai buni în fiecare zi. Vă mulțumim foarte mult! La revedere!